Auto Bergamo Deva a oferit o surpriză neplăcută în etapa a 19-a a sezonului regular din Liga 1 de futsal. După ce au condus cu 4-0, deveni au pierdut acest avantaj în jocul de la Focșani cu Sportul Ciorăști, o echipă mai slab cotată, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 4-4. Rezultatul, dar și jocul prestat, l-a dezamăgit pe Dorin Popa, președintele celor de la Auto Bergamo, care a spus că aceste dușuri rece au început să apară cam des, dar și că va lua unele măsuri în speranța că echipa își va reveni la forma avută înainte de pauza de iarnă. Păi deja se cam înmulțesc dușurile astea cu apă rece. Nu înțeleg strategia echipei de data asta. E prima dată când vreau să vorbesc și eu despre tactic ce am jucat acolo. Nu este impardonabil să conduci cu 4-0, să nu păstrezi rezultatul, să faci schimbări aiurea, să... Nu știu ce s-a întâmplat. Vreau să am o discuție mâine cu staful tehnic și nu se mai poate continua în ritmul ăsta. Deci la ce asemenea lucruri. Adică facem 2-6 la acela la Odovei rușinos, facem ieri un meci. Na, una peste alta, nu știu, nu suntem pe drumul cel bun. Eu cel puțin mă îngrijorează situația de jocul echipei, strategia ce avem. Se pare că întreruperea de iarnă pentru noi a fost un lucru rău. Deci până la întreruperea de iarnă totul a fost perfect. Acum încep, nu înțeleg care e situația. Ne-am văzut acolo bătuți pe primul loc. Nu ne mai interesează. Ne facem avantaj de 4-0. Iar nu ne mai interesează. Credem că totul vine de la sine. Nu știu ce e, dar nu e ok. Fără a scuza evoluția echipei sale, președintele celor de la Auto Bergamo a acuzat arbitrajul din jocul de la Focșani. Bine, lăsăm la o parte parodia arbitrilor, arbitrajul de tot râsul. Deci de tot râsul. Domnul arbitru Ciobanu de câte ori ne prinde, ne dă roșu. Deci aia e previlitere de lege. A fost o badă de vreo două ori eliminat când a jucat la noi în cupă, în finala cupei, mi se pare. Sergiu Gavrilă, la fel, iară, din nou ieri Sergiu Gavrilă, cu un galben, aiurea, minci, pase cu portarul, nepenalizate pentru celelalte echipă. Nu scuze să sub niciun fel evoluția noastră, dar și arbitrajul a fost jalnic. Devenii rămân lideri în campionat, având un punct în fața celor de la United Galați și două mai multe decât FK Odorhei, dar și un joc mai puțin disputat. Cu toate acestea, Dorin Popa se gândește cu îngrijorare la următorul meci din campionat cu Luceafărul Buzău, care se va disputa după partida de cupă de luni, 28 februarie, de la ora 19 la Arad, cu divizionarea secundă Șoimi-Șimand. Da, meciul de cupă urmează după aceea meciul cu Buzău acasă, care după ultimele evoluții trebuie să fim atenți și la meciul acela cu Buzău. Deci unde este imperial să luăm cele 3 puncte, pentru că dacă nu batem Buzău acasă, ne complicăm un pic viața. Deci cam despre asta este vorba și vedem ce decizii vor fi luate zilele acestea. Cei de la Auto Bergamo își propun pentru început terminarea sezonului regular pe unul dintre primele două locuri, ideală rămânând însă poziția de lider care oferă un program mai avantajos în play-off. Însă, obiectivul devenirilor pentru acest sezon este, ca de fiecare dată, câștigarea cupei, dar și a campionatului.